dumneavoastră nu considerați că este un pericol pentru noi? Nu, cum să fie un pericol? Cât e NATO lângă noi, nu ne dăm înapoi. Pericol în Marea Neagră, Rusia susține că sute de mii ucrainene plutesc în derivă în Marea Neagră, după ce au fost desprinse de cablurile de care erau ancorate în apropierea porturilor. Forțele navale române anunță că dacă vor fi descoperite astfel de mine pe apele românești, vor fi contracarate adecvat. Se simt românii în siguranță? Cred în existența acestor mine sau este doar un pretext al lui Vladimir Putin pentru a atrage atenția din cauza bombardamentelor? Haideți să vedem! Rusia susține că sute de mine plutesc în Marea Neagră și s-au desprins de pe porturile din Ucraina, de pe cablurile. Este imposibil într-un port să ai 100 de mine desprinse dintr-o dată. Este culmea absurdului. Credeți că este doar un pretext ca să continue bombardamentele și să atragă atenția? Normal, ne atrage atenția ce forță poate să aibă ea și cine suntem. Dar vă temeți de această situație? Ca să-ți dau un răspuns, când am văzut primii copii din Ucraina că vin în România, am oftat, am plâns și am spus încă o mulțime de orfani de război. Există aceste mine sau este doar un pretext al Rusiei ca să atragă atenția de la bombă? Eu să vă zic sincer, nu cred. Totul e, cum să zic, să ducă populația în pare. Păi n-au spus ei că i-au omorât pe aia pe insula Șerpului. Ce sunt acolo, grăniceri, și formă, după două săptămâni aflăm că aia sunt la ipotezi. Deci, acum războiul ăsta informatic e diabolic. E mai rău decât bombele. Pentru că panica ei este extraordinară. Cât credeți că va mai dura această? Nu, păi ăștia până nu îi fac pe aia praf, nu se lasă. Că scopul lor nu e să-i facă praf. Ăștia americani își mai bagă ei coada, dar văd că se abțin totuși. Nu intră, nu. Am înțeles că la bulgari s-au găsit minele acestea, pe litoralul românesc încă n-au ajuns. Deci probabil curenții, eu știu. Credeți că totuși aceste mine există sau este doar un pretext al Rusiei ca să ia atenția de la... Sinceră, nu mă mai uit la știri. Mă credeți? Deci așa o învălmășeală de știri, de unii spun așa, alții spun altfel, deci nu mai știi pe cine să crezi și prefer ca să, pentru liniștea mea, mai ales mentală, să nu mă uit la știri. Nu mă uit la știri, da, îmi pare rău. Dar credeți că România se află în pericol? Nu cred. Ne facem noi singuri rău, nu ne face nimeni. Asta o să o susțin sus și tare. Rusia susține că sute de mine ucrainene plutesc în derivă în Marea Neagră după ce au fost desprinse de cablurile din apropierea porturilor. Credeți că ne aflăm în pericol? Cred că nu. Am înțeles că deja se ocupă România de dezamorsarea bombelor sau, mă rog, înlăturarea lor. Mine există sau este doar un pretext din partea Rusiei ca să ia atenția asupra bombelor? Da, sunt foarte multe fake news și niciodată nu știi ce să mai crezi. Credeți că România se află în pericol? Dacă cumva va ataca vreo centrală atomică sau, știu eu, cred că da. Până unde credeți că se va mai duce Putin cu tot acest? Până se va găsi cineva care să îl ucidă. Asta e părerea mea, că singur nu o să renunțe. Nu mă tem, că nici n-am auzit de fapt eu. N-am auzit și nu mă tem. De ce? Dar credeți că există aceste mine sau este doar un pretext din partea lor? Cred că e numai pretext din partea lor, ca să ne sperie. N-avem de duce să ne temem. Credeți că există de fapt aceste mine sau este doar un pretext din partea Rusiei ca să... Nu, eu cred că există aceste mine. Marea Neagră e minată. Dumneavoastră nu considerați că este un pericol pentru noi? Nu, cum să fie un pericol? Cât e NATO lângă noi, nu ne dăm înapoi.